Voi cânta mereu despre tine, Domnul meu. Voi mărturisi ce-ai făcut în viața mea. Peste încă tu m-ai pus, pierdut am fost, dar m-ai găsit, Iisus, adăpost, stânca mea. Mereu tu ești credincios, tu mă ții, ești cu mine mereu. Putem să cântăm în seara aceasta și să mărturisim că El este viu. Voi cânta mereu despre tine, Domnul meu. Voi mărturisi ce-ai făcut în viața mea. Restâncă tu m-ai pus, pierdut am fost, dar m-ai găsit, Iisus. Adăpost, stânca mea, mereu tu ești credincios, tu mă ții, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Să cântăm din toată inima și să mărturisim, ești cu mine mereu. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Aleluia, slăveți-i în veci, Iisus. În mâna ta suzi viitorul nostru în seara aceasta. Iubirea ta m-a copleșit, Iisus. Pe stânca tu m-ai pus, slavăția lui meu. Pierdut am fost, dar m-ai găsit, Iisus. Adăpost, stânca mea. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Mărturisește-n seara aceasta înaintea tuturor martorilor văzuți și nevăzuți, căci Domnul este cu tine, El este scutul tău. Aleluia, și în seara aceasta cântă Biserica lui Dumnezeu. Aleluia, Iisuse, ești cu mine mereu. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, oh, adăpost, stânca mea, mereu tu ești credincios, tu mă ții, ești cu mine. Cel care a biruit moartea, Cel care a biruit pentru noi, în această seară ridicăm acest steag al biruinței în numele lui Iisus Hristos, căci El este, despre El este vorba, nu este despre noi. Este acest Domn al cerurilor care a știut să se coboare și să aducă viață acolo unde nu era viață, slăvit să fie El în veci. Și astăzi sufletul meu trăiește această experiență și cred că fiecare dintre noi trăim această experiență, mărit să fie El. Spune-mi cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutul
viață, de aceea spune cântarea glorie doar Regelui veci. Ai spune-mi cine a murit pentru mine, cine a murit pentru noi, cine a murit pentru lume. Glorie, glorie tare ce nu. Ai spune-mi cine într-o zi se va întoarce, glorie ție veci în sus. Aleluia! El va primi închinarea, oh, în mântul și cer. Ocupăm locurile, cu toate că mi-ar fi plăcut mai mult să continuăm în închinare înaintea lui Dumnezeu. Fratele Manu, Domnul să-l binecuvinteze, ne va motiva pentru următoarea rugăciune. Amin, Domnul să...